Transmisia cu italienii, Și au venit din bucăți. Dacă i-am ajuns din
ambientul Torino, la Bergamo, Milano, Torino, București, Iași. Uite asta! Și am mâncat mic, la prânz. Așa, ați venit Thank you.
Bună dimineața tuturor, atât good morning everyone. O să vorbesc mai tare din ca să audă și delegația de la suntem aici atât membri ai Consiliului Local Cotroceni și reprezentanța instituțiilor din municipiul nostru. We have gathered here. For this meeting, we are also members of the local council. Salutăm prezența prietenilor noștri din Lituania, Chedainii și din Polonia, Volomin. We want to say truly and sincerely welcome to our friends from Volomin and Chedainii. Suntem onorați să fiți prezenți astăzi la noi. We are honored to have you here at this meeting. Sunt zilele municipiului Făticeni, zilele orașului nostru. Today we are celebrating the city days, our city days. Și suntem onorați că ați acceptat invitația de a fi alături de noi. And we are honored that you have accepted our invitation and you accepted to join us. Sunt două delegații prezente aici, din Chedainii și din Volomin, din Polonia. There are two delegations present at this moment, Chedainii and Volomin, at this meeting. Vom intra online cu alți prieteni ai noștri din Chieri, Italia. We'll be online with the others, friends, prieteni. Chieri, Italia. From Chieri, Italia, Italy. Lângă Torino. Next to Torino. Care nu au putut participa fizic, dar sunt alături de noi online. Who couldn't participate physically, but they will be with us online. De asemenea, este o delegație a tinerilor din Chedainii care au avut ceva probleme cu zborurile. Also, there is a young delegation who had some problems with their flight. But they will come soon and join us. Sunt în autocar, vin spre noi. They are by bus, they are coming to us in this time. Alături de noi sunt consilierii locali din municipiul Făticeni. With us, they are local councillors. Domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, domnul Nicolae Barbă. Mr. Nicolae Barbă, Vice President of the County Council. Domnul Șologor Cristian, subprefectul. Mr. Cristian Șologor, the subprefect of Suceava County. Care reprezintă administrația județeană regională, nu știu care e. Is representing the district from Suceava. Reprezentantul guvernului în teritoriu. And the government represented on the territory.
La fel, colegi din primărie, din instituțiile... Also colleagues from the City Hall and the other institutions. Alexandru Rădulescu, City Manager. Alexandru Rădulescu, City Manager. Tudor Vladimirescu. Tudor Vladimirescu. Comandantul școlii militare din Fălticeni. Hello. The commandant of the military school. Commanding officer. Domnul Buclea Paul, directorul poliției locale. Mr. Buclea Paul, the police director. Și domnul comisar Remus Ceparu, comandantul poliției municipale. And the chief of the Municipality Police. Municipality Police. Am să rog invitații noștri să fac o scurtă prezentare a delegației. We would ask our invitation to present yourselves and your colleagues also. Thank you, Mayor. A team from Kėdainiai, from Lithuania, as me, the deputy of Mayor Paulius Aukštikalnis, next to me is Daiva. Daiva is director of culture center. Ms. Vilma Dobrovolskine, she is a head of educational division of Kėdainiai. And next to her is Alvydas Ardavičius. He is a member of Kėdainiai Council and also the head of business committee. So it's our team from Kėdainiai, and that those kids will arrive sooner or later from our gymnasium. I don't know, 1 hour, maybe 2 hours. Yes, and we will have a little bit more from Kėdainiai, and that's it, I think, about my team. Thank you very much. Doar o scurtă traducere pentru toată lumea, avem reprezentanții municipiului Kėdainiai, pe lângă domnul Paulus Aukštikalnis, conducătorul delegației, doamna care reprezintă partea educațională care se are privința și crește învățământul din zona respectivă, partea culturală și reprezentantul mediului de afară. Din delegația lituaniană pe Tuș. Am să rog prietenii din Boromin, Pedro Boromin. Așa mă spun, Nadu Șipanos, este aspectul de Tușa la Munga. My name is Nadu Șipanos. I'm the deputy mayor of the municipality of Boromin. As a general, și a partea Paista, together with me, Madame Aneta Adamus, member of the Council of the City. Chief of the Section for Revitalization, Jan Nazero. And Jaroslav Strejček, State of the Union. Jaroslav Strejček, State of the Union. Same deal section. Vreau să schimb subiectul, te rog, argumentar, da? Ca să înțeleagă toată lumea, da? Vreau să vă spun că suntem deschiși pentru orice fel de colaborare cu Kėdainiai și Boromin. We are open to any ideas of collaboration with both Kėdainiai and Boromin. Au fost 2 ani grei și pentru noi, așa cum au fost și pentru dumneavoastră, atât partea de COVID cât și acest război la granițele noastre. There have been a couple of years very difficult for Fălticeni, both from both for COVID and the war in Ukraine. Ne dorim să normalizăm aceste relații, să intrăm într-o atitudine firească. We wish to go back to normal, to the way it used to be before the COVID and before the war.
să avem o colaborare bună pe partea educațională, culturală, sportivă și a mediului de afaceri. To have a good collaboration regarding sports, education, environment, tourism. Și să învățăm unii de la alții, să ne ajutăm în beneficiul comunităților noastre din Fălticeni, din Chiedaini, din Volomim și din Chieri, Italia. To learn from each other, to help the cities, to benefit from each other. Mulțumim că sunteți alături de noi la sărbătoarea municipiului. Thank you for joining us at the cities of Fălticeni. Am pregătit în câteva zile, în scurtele zile în care stați la Fălticeni, un program care să vă permită să aveți o idee despre tot ceea ce înseamnă Fălticeni, Suceava și România. In the short days you will be joining us, we have prepared for you a program and schedule from which you will understand what the Fălticeni is all about. Do you want to translate? Do you want to translate? Înțelege, toți. Înțelege, toți. Timpul este destul de scurt, doar câteva zile. The time is very short, just a few days, but we will make sure to make very full of it. Dar sunt convins că vom avea o colaborare și o cooperare foarte bună în aceste zile, care va deschide perspectivele unei colaborări și mai bune pe viitor. But the mayor and all of us are sure that these few days, even though short, will ensure the great and very beneficial collaboration. Delegațiile din Chiedaini au fost de două ori la Fălticeni și noi am fost de două ori la Chiedaini. The delegation from Chiedaini has been twice until now in Fălticeni. And we have been twice in Chiedaini, so for Volgin it's the first time. În Chiedaini am văzut un oraș foarte frumos, curat și... In Chiedaini we saw a very beautiful city, very clean, and we absolutely liked it. Și vă felicit pentru acest lucru. We congratulate you for the way you take care of your city. Și sunt convins că și în Volgin și în Volgin vom găsi foarte multe puncte în comun. And I'm sure that in Volgin we will also find the same things. Vă doresc o ședere plăcută la Fălticeni. We hope you have a wonderful stay in Fălticeni. Sunteți prietenii noștri. You are our friends. Iar când o să plecați, să fim mult mai apropiați și mai uniți. And we hope that when you will leave, we will be closer and more united, and we will make sure this will happen these few days. Reprezentăm 3-4 țări în Italia ale membrii comunității europene. Suntem trei țări plus prietenii din Italia care we are here, we are three countries here plus the representatives from Italy. Și avem datoria să facem tot ceea ce e mai bine pentru comunitățile noastre. And it is our duty to make sure that you will do best for our communities. Ne vom reîntâlni pe parcursul acestor câteva zile. We will meet during these few days. Vă rugăm să ne întrebați tot ceea ce considerați că trebuie să ne întrebați. Please feel free to ask us whatever you want to ask us, whoever you want to ask us, whatever about what you want to ask us. Și să avem o colaborare foarte bună. And we will make sure to have a great collaboration in these few days. And make sure you have a wonderful time. Am să rog pe domnul vicepreședinte să ne spună câteva cuvinte. Domnule primar, dragi oaspeți, mă bucur să vă pot transmite mesajul președintelui Consiliului Județean, administrației județene. I'm glad to send you a message from myself. Personal apreciez foarte mult faptul că iată, și cu ocazia acestor evenimente, zilele municipiului, zilele Fălticenului, delegații din străinătate, din Polonia și Lituania, sunt prezente aici. Personally, I am very glad that with the occasion of these days, of the days of Fălticeni, the delegations are here present in Fălticeni, both Chiedaina and Polonia. Spun că este important că se întâmplă lucrul ăsta, având în vedere contextul pandemic, dar mai ales cel geopolitic și mă refer la conflictul din Ucraina. It's very important that this is happening because of the things that happened with COVID and the geopolitical context during the
regarding the Ukrainian war. Grupările noastre sunt extrem de preocupate de situația refugiaților din Ucraina și din întregul context care ține de acest conflict. The people are very concerned with the situation of the refugees and the context of the war in Ukraine. Dar așa cum este și o vorbă din bătrâni, de vreme rea, noi ne pregătim de vremuri bune. But as an old saying goes, during bad days we prepare for the pregătim de bun, yeah? During bad days we prepare for better days. În sensul că pregătim viitoarele activități derulate în cadrul acestor parteneriate. Meaning we prepare activities during these days, these times. Suntem aici în județul Suceava, iată la Fărticeni, împreună cu reprezentanța unor comunități care, atât Fărticeni cât și prietenii noștri, vin din unități administrative care datează de vreme de secole, deci undeva peste jumătate de mileniu, care stare documentare în aceste localități, Fărticeni, Chetaine și Vorbi. We are here in Fărticeni with the people and the men from cities that have been founded centuries ago. Pentru că sunt reprezentanța departamentelor culturale, învățământ, facem vreo să fie plăcere să amintesc, de exemplu, faptul că, iată, astăzi, sau în acest an, se împlinesc 100 de ani și de când este atestat sau funcționează muzeul dumneavoastră la Daine. And because there are representatives from both culture and education, he is happy to remember the fact that this year it will be 100 years from the Ostudiani de la Muzeul Chedaine. 100 years since the Chedaine Museum has been founded. Sunt instituții culturale de secole, așa cum le veți găsi și aici în Fărticeni. There are cultural entities that have been created a long time ago, like the ones you will find in Fărticeni, and you will see these days. Referitor la polonezi, Consiliul Județean Suceava derulează o serie de parteneriate cu o serie de unități administrative din Polonia. Regarding the delegation from Bolomin, the local council, the county council from Suceava, will ensure to make us a few partnerships with Bolomin. Este o minoritate poloneză extrem de importantă în județ. In the Suceava County, there is a Polish minority that lives in Suceava, local, born and raised here in Suceava, with Polish descendants and Polish family members. Avem organizăm împreună foarte multe evenimente. Aș da doar exemplu întâlnirilor cu comunele care are loc festivalul internațional de folclor, care are loc în acest weekend de la Câmpulu, unde sunt prezente și ansamblul folcloric și folcloric. Mai spuneți toată numele evenimentului. Festivalul Internațional de Folclor, întâlnirii cu Covinele. As an example of events for Polish people, he sets as an example, the event, mai spuneți toată numele evenimentului. Întâlnirii cu Covinele. Festivalul Internațional de Folclor, International Festival of Folklore, let's say. Legat de o similitudine, mă uitam că inclusiv în Chedaine, există și acolo o minoritate poloneză. Regarding this fact, Mr. He notices that there is a Polish minority book in Chedaine, maybe? Închei ca să permit și invitațiilor partenerilor din Italia să poată interveni. Urându-vă succes în cadrul parteneriatului, să vă bucurați de primirea de acum proverbială, ospitalitatea oamenilor din acest județ, din municipiu. Felicitări tuturor și sperăm că viitoarele întâlniri vor fi
și fără mască și fără conflict. I will take more time to talk so I can let the people from Italy to talk with us on the video. I welcome you here and I hope that next time we will see each other without masks and without conflict and political conflict and the borders. Just a second to speak with our friend from Italy. Bună ziua, prieteni din Italia. Bună ziua tuturor. Buongiorno a tutti. Eu sunt primarul municipiului Făticeni, Cătălin Coman. Alături de mine este un reprezentant al mediului de afaceri din Făticeni, care are foarte multe contracte cu partenerii din Italia și care este în dublu rol astăzi și de traducător pentru a ne facilita comunicarea. Come ha detto il nostro sindaco, praticamente io sono qui venuto per dare una mano nello stesso tempo per poter parlare tra di voi più facilmente. Ma vedo che comunque siete già preparati con un interprete di origine romena, penso, no? Ne bucurăm că înțelegeți puțin și sunt sigur că ne vom înțelege foarte bine, având în vedere și ajutorul prietenului nostru. Ci acontentiam că capite bine? Mi sentite? Ne vorbește reprezentantul consulatului din România din Torino. Nu ne poate vedea de motive tehnice pe cameră, dar ne aude. Își dorește o colaborare foarte bună și această finalizare a acestui înfrățit dintre cele două localități, Fălticeni și Chiari. Vă salutăm și noi de aici de la Fălticeni. Suntem la o ședință a Consiliului Local. Siamo prezenti a una riunione del Consiliu Locale. Cu prietenii noștri din Lituania și din Polonia. Con i nostri amici de la Lituania e Polonia. Pentru că astăzi suntem patru municipalități înfrățite, Fălticeni în România. Perché oggi siamo qui in quattro comunità gemelle, no? Tra Fălticeni in Romania, Chiedai in Lituania, Volomi in Polonia e Cilie in Italia. Dați-mi voie să mă duc după ce v-am prezentat salutul nostru și să-l
Vă mulțumim, vă mulțumim, spor la treabă vă dorim. Prietenii din Italia vă salută, atât pe cei din Volom în Polonia, cât și pe cei din Lituania. În Chieri, lângă Torino, sunt 300 de fălticineni. In Chieri, in Torino, there are 300 people from Fălticeni living there. Care au nevoie de serviciile consulatului. Which need the services of the council, of the council committee. Dar domnul consul pleacă să, fiind o zi de lucru normală, să îi ajute în rezolvarea problemelor. Being a regular work day today, Mr. Councilor is leaving to help them. Salutul către toți și toate urele de bine, multă sănătate și doar împlinire. Saying, he's saying hello to everybody, wishing you a lot of health, a very wonderful few days and enjoy yourselves. Grazie. Sperăm să ne vedem toți împreună după ce terminăm și cu COVID și cu război. Speriamo di vederci tutti insieme dopo finito questo COVID e questa guerra che ci impedisce. Către prietenii noștri din Chieri, vă salutăm, sper să ne vedeți, să ne auziți. Ci vedete? Se ci sentite? Bună ziua tuturor! Prima rundă este doric să vă salut și vă mulțumesc. Alessandro Fichero. Buongiorno. Buongiorno. Bună ziua. Da. Bună ziua și salutare din partea administrației municipale. Suntem foarte fericiți de aceste proiecte de încălzire cu municipalitatea de Fălticeni. Scuzați-mă, folosințele de limba română sunt foarte bune. Acum vă continuă conversația în engleză. În italian, în italian. Mulțumesc! Ok. Potete iniziare la conversazione in italiano senza problemi. Sunt foarte mulți fălticineni care știu foarte bine limba italiană. Sono tante persone dalla nostra città che conoscono la limba italiana. Și putem să dialogăm foarte ușor. E possiamo dialogare molto facile. Deci zice că vă mulțumește foarte mult pentru faptul că îi dați posibilitatea să vorbească în italiană și să se exprime în italiană și speră cu bucurie să se termine problema care există acum în Europa și cu pandemia și cu războiul și să ne putem întâlni și să putem dialoga mult mai ușor. Ok, grazie. Vă mulțumim. Sunt convins că vom găsi cele mai bune căi de colaborare în beneficiul comunităților noastre. Vi ringraziamo. Sono molto convinto che troveremo le vie più sicure e più giuste per le nostre future collaborazioni. Ne dorim colaborare în domeniul cultural, în domeniul educațional, învățământ, în domeniul mediului de afaceri. Ci auguriamo che abbiamo colaborazioni nel futuro per la salute, per cultura, per la cultura, per tutte le altre cose che
Ci sono. Il medio di affari, tutto quanto. Sperăm să ne vedem cât mai curând și față în față. Speriamo di rivederci al più presto possibile anche uno con l'altro davanti, fisicamente. Deocamdată ne vedem online și aveți posibilitatea să asistați la discuția cu ceilalți prieteni noștri din Lituania și din Polonia în acest mod. In questo momento purtroppo ci possiamo vedere solo così. E avete la possibilità di partecipare e di starci vicino confronto ai nostri invitati dalla Lituania e dalla Polonia. Per Facebook posso dire questo? Posso dire questo per Facebook? Potete seguirci anche su Facebook live. Prego. Salutiamo anche le amministrazioni di qua nel Lazio che sono con voi. Magari ci sarà modo di conoscere anche di persona loro quando ci incontreremo per le riunioni, chi lo sa, però è importante avere questi dialoghi e incontri istituzionali internazionali per arricchire le nostre comunità, quindi sarà un piacere poi conoscere anche i vostri colleghi in particolare. Deci vor saluti administrația din Polonia și administrația din Lituania și îți mulțumesc pe această cale. Mr. The man from Kiev wants to salute the delegation from both Poland and Lithuania and wants to send all his greetings and wishes you have a wonderful few days in Lithuania. Sperând ca pe viitor se poate lega colaborări interesante între cele patru state. We hope, he hopes that in the future the four cities can create collaborations during whatever time it is. Ringraziamo. Grazie. Abbiamo già trasmesso a Derica. Best wishes. Yes. Sperăm să avem o colaborare cât mai bună și comunitățile noastre, și italieni și românii, să beneficieze de rezultatele acestei colaborări. Speriamo di avere una collaborazione lunga e che le nostre comunità insieme riescono a mettersi d'accordo e a fare delle cose importanti per il futuro. Prego. Zice că anche și dumnealoră să implice în chestiunea asta, să dezvolte. Mulțumim tare mult și ne revedem cu drag pe viitor. Ringraziamo di cuore e ci rivediamo a presto. La rivedere, grazie. La rivedere, la rivedere. La rivedere. Bucurie, sănătate, grazie. Grazie. Să continuăm întâlnirea noastră. Now we'll return to our meeting. Prietenii din Italia ne vor urmări live pe Facebook. The friends from Italy will see us live on Facebook. Will watch us live on Facebook. Și am să-l rog pe domnul suprefect de prezentant al guvernului Pericolu să ne spună. Now Mr. Sholokan, Mr. Deputy Representative of the Government in Suceava will say a few words for us. Bună ziua, bine v-am găsit. Hello, it's nice to have you here. Bine ați venit în județul Suceava. Welcome to the Suceava County. Dacă Suceava politic este condusă din municipiul Suceava. If Suceava politically is led by the city of Suceava. Cultural. Culturally. Vă anunț că sunteți în capitala culturală a județului Suceava. Culturally, I announce you that you are in the cultural capital of the Suceava County, Fălticeni. Fălticeniu este pentru Suceava leagănul cultural, pentru că de aici au plecat cele mai multe personalități. Fălticeni for Suceava is the cradle of culture, because from Fălticeni there have left very many cultural persons.
Vă invit să găsiți timp în vizita dumneavoastră. I invite you to find time in your visit, during your visit. Să aprofundați această latură în municipiul Fălticeni. To take advantage of this site in the Fălticeni. Sunt foarte multe muzee. There are many museums. Sunt foarte multe semne ale creșterii culturale din acest municipiu. There are many symbols of cultural growth in Fălticeni. În același timp, vă recomand și partea gastronomică. At the same time, I recommend you to enjoy the food, the gastronomic side of Fălticeni. I'm sure Mr. Mayor will take care of this side very prolifically. So that your stay here is very pleasant. Apreciez foarte mult implicarea domnului primar. I appreciate the implication of the Mr. Mayor. De a crea aceste legături. To create these bounds between Fălticeni Bolomin, Fălticeni Chedaine, Chedaine Bolomin, why not? Și de a suda acele legături europene care cred eu că stau la baza construcției europene. Mai spuneți o dată, vă rog. Da. Și de a crea aceste legături. And to create these bounds. Care stau la baza structurii europene. Bonds based on the European structure. Nu în ultimul rând, dar la final, vreau să urez. Lastly, but not least. Celor din Fălticeni, cu ocazia zilei orașului, la mulți ani. I want to wish Fălticeni a happy anniversary, too, because there are these days, there are the days of Fălticeni, this week. Consilierilor locali, domnilor din conducerea armatei, poliției, celor prezenți aici, dar și cetățenii. The local councillors, the men from the police, the military, and to all the people in Fălticeni, he wishes a happy anniversary. Mă bucur că sunt aici și că undeva originele mele sunt din această rană. He's happy he's here and he's happy that somewhere his origins are from Fălticeni. La mulți ani. Happy anniversary. Da. Eu sunt, ca o scurtă prezentare, sunt primarul municipiului Fălticeni de 10 ani, din 2012. As a short presentation, Mr. Mayor has been a mayor for 10 years, since 2012 in Fălticeni. He has been the mayor of Fălticeni. It's his third board. Sunt profesor. He's a teacher of physical education. La un colegiu important din Fălticeni. At the very prestigious college in Fălticeni. Pe care vom vizita împreună. Which we will visit together. Și ne dorim, așa cum am spus, ca activitatea tinerilor și interacțiunea educațională să fie la limite maxime. And we wish that the activities for both the younger people and tinerilor și for the young people and the education will be at the highest, at its highest. Aici avem un here you have a schedule. Document de cooperare între municipiul Fălticeni și orașul Bolomin. There you have a cooperation agreement between Bolomin and Fălticeni on that paper. Pe care vom semna astăzi festiv. Which today we will sign festively. Yeah. Both parties will sign. Urmând ulterior să facem toate modificările. Following that, later we will make the arrangements and the necessary modifications, if necessary, and alterations. Conform legislației din România și legislației din Polonia. So that it can suit both laws in Bolomin, in Poland and in Romania. Yes, of course. So that it can be all legal. A pen? You need a pen? Aduc și ștampile, să te rog. Thank you.
poloneză, cum se spune la mulțumesc? Prietenul și conducătorul delegației din Volumin, Polonia, ne va lăsa câteva cuvinte. Our friend from Volumin will say a few words for us. Шановний пане Комісару, містер Примар, містер Майор. Esteemed Mr. Mayor. Шановні приятелі з Литви, шановні Państwo. Distinguished friends from Lithuania, distinguished friends from Italy, dear all. Przyjeżdżamy tu z Polski, z miasta Wołomin, które jest położone 20 km od Warszawy, stolicy Polski. We arrive here from Wołomin, which is located 20 kilometers from Warsaw, in the central part of Poland. Przyjeżdżamy tu, by osobiście złożyć Wam gratulacje z okazji jubileuszu 150-lecia nadania praw miejskich. We arrived here to personally you to congratulate of your obtaining your city of civil rights and anniversary of 150 years of Better of Bill City. Chcę powiedzieć, że jesteśmy pierwszy raz w Rumunii i jesteśmy zachwyceni naszym krajem. I have to say that we are first time in Romania and we are delighted seeing your beautiful country. Do tych życzeń gratulacji dołącza się pani burmistrz Wita Radom. Pani mogła być dzisiaj z nami. To this congratulations, Madame Mayor Elżbieta Radwan joins with congratulations. She unfortunately she cannot be here today with us. Ale za moim pośrednictwem na ręce pana burmistrza przekazuję dla mieszkańców bliskich gratulacje. But she wanted to hand over through the deputy mayor a letter of congratulations because of this anniversary of your city. Thank you very much. All the best. Congratulations. Thank you. Vom intra în programul obișnuit, în programul pe care l-am pregătit. Now we will start the schedule we have prepared for you. Terminăm acum partea oficială solemnă. Now the official part will end. Și vom avea în continuare o colaborare ca între prieteni. And we will have a collaboration as between friends. Discutând foarte amical. Talking very friendly. Și lăsând la o parte răceala solemnă. And putting on the side a solemn coldness, if you may. Suntem împreună pentru câteva zile și ne dorim să avem procedere foarte frumoasă la Fătice. We will be together for a few days and we hope and we will make sure you have a wonderful stay in Fătice. Să plecați cu toate gândurile bune. To leave with happy thoughts, joyful thoughts, pleasant memories from Fătice. Și să facem lucruri bune pentru comunitățile noastre, pentru lituanieni, polonezi, italieni și români. And to make sure we will do great things for all four communities, Făticeni, Chedaina, Volomin, Chieri, Italy. Doamne ajută pentru toate aceste popoare. May God help us to make things easier for all people, for all four people. Înainte de a pleca spre cadrul programului, să-mi permiteți să ofer un dar, un cadou de bun venit. Before we leave and start our schedule, our day, please allow us to give you a few gifts. A few gifts from the mayor, from Făticeni. Mr. Mayor?
Mulțumesc! Thank you for your invitation. We hope you like it. Welcome to our city. I work with the landing plan. Okay, I know. As a response, of course, I would like, it's not official, yes, time now, so we can talk a little bit more about our common history that started. And if I may, so I am asking a word, okay? Yes, of course. So, dear guests, dear colleagues, dear Mayor, thank you for inviting us such an important day for Feltechenin, jubilee of Feltechenin, and our Mayor is busy with all the work for our community, and because we will have 650 years celebration, and you are invited, and he gives all the best wishes for you. Primarul din Chedaniș, îi pare rău că nu a putut ajunge, are și el o sărbătoare mare în comunitate, 625 de ani de la atestarea documentară a orașului Chedaniș, care va avea loc în septembrie și muncește foarte mult pentru ca evenimentul să fie reușit. Sandy le dorește toate cele bune. From me, Sandy, best wishes for you. And, okay, so, we have write, Mayor, and you wrote a contract 2 years ago, yes? Yes, sir. But, 2009. Yes. But it's Feltechenin and Kedaini is common. It will be interesting for you because you wrote a little bit, write about the history. Maria Lupus in 17th century was married to Jonuša Radvila in Kedaini, and she went with 600,000 golden huge bag to Kedaini, and it was a marriage, like a contract, to help Romania fight with the Turkish army. So our friendship is from the 17th century. Prietenia noastră este din 7 secole. Maria Lupu a fost căsătorită cu un nobil din familia Radvila, care a întemeietorul orașului Kedaini. Aceasta este legătura spirituală și de suflet dintre Feltechenin și Kedaini. Și vor avea ocazia și delegația din Polonia și delegația din Lituania să vadă mâine la Iași ctitoria domnitorului Vasile Lupu, tatăl Mariei Lupu, care a biserica treia de vorba. Vedeți, lumea nu e așa de mare, lumea este foarte mică. Yes, you know history better than me. Thank you for helping me. Știu aceste lucruri de acum 3 ani. He knows these things 3 years ago. He learned these things 3 years ago. Okay, so, and it's a great honor to be at your city and to go to the future with our contract and help each other in all the
problems what the life gives. It's like now we have a common thing to think about the war nearby. We have to think about how to exchange our culture. Even yesterday we were talking about changing programs, changing the, even in library programs, in cultural programs. So we have to change culture to communicate and to make our friendship as long as it's from the 17th century, and it will be for a million years to the future. Vom avea o colaborare foarte bine, vom relua colaborarea pe care am început-o în 2019, întreruptă de pandemia COVID și de război, dar vom avea din nou aceleași colaborare strânsă, domeniul educațional, domeniul cultural, tinerii noștri se vor cunoaște. Spun încă o dată cu delegația tinerilor care a plecat duminică din Chedaia, va sosi de abia astăzi la Fădicen, dar sunt bineveniți și sunt convins că vom face lucruri bune pentru lituanieni, români, polonezi. And we wish you very, 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 very everything good is good. We wish for you, and we invite the premier at our city at September 7th of September. And the gifts is to remember, not to forget, and it's written time to Kedain. It will work to the September show, really, but I think it will work more than from September. January, February, March, April, so September. Don't forget, it's time to Kedain. Thank you very much. The center of the city of Kedain. Yes, at the center of the city of Kedain. And of course, to my colleague in Pelticeni. We are the same. Don't forget, Kedain is your friend in Lithuania. Thank you very much. From the 17th century. Thank you very much. And the presents, and the present for honorable guests. Thank you. Telefon. Nicolae ran away. So, best wishes, thank you very much. It's a great honor to be with you. I just would like to say we are also, we have gifts for you, we'll be hand over a little bit later. Ședința o declarăm închisă. We now announce the meeting is closed. Deschidem partea de prietenie și să ne simțim. Now we will take a look on the friendship side. We have here the schedule. Each of you has a schedule right here. Please help yourself with the traditional dessert, Romanian dessert. Some cake, some coffee. Robin, apoi o să facem o scurtă privare pentru a cunoaște o parte, unică parte din municipiu. And after you have a snack, we will take a walk. All of us will take a walk together and for the general to see some sightings. Cadourile să le punem în microbus. You will put the gifts in the bus, the one which you came with. Vom face o scurtă excursie. We will take a short trip by foot. We will walk. And we will see some sightings in the sea. All of us, together. Please help yourselves. Some cake, some cookies, coffee, sweets. Thank you.